n-aveți niciun suport acum din nicăieri, nu? Nu, soțul a plecat la România pentru ca să îmbunătățească situația, dar încă nu s-a... Încă n-a dat la lucru din cauza că a dat abia documentele și analizele le-a dat la... Mă numesc Ana și am trei copii. Unul dintre ei este bolnav, la vârsta de 3 ani. Este foarte greu. Lipsă de produs alimentar, haine, încălțăminte, fete, la grăniță nu umblu din cauza că trebuie să plătesc plata alimentației și nu am posibilitate. Vă stiu în social, ne-am adresat. Nu vor să ne facă, a zis că deja nu se mai face ajutoare. Soțul este plecat la România să încerci să schimbi situația în mai bună față cum este. Și sunt momente când nu avem o linguri de mâncare și spun pe masă la copii. Mi este foarte greu. De asta și-am apelat la ajutorul dumneavoastră și a bunul Dumnezeu să ne ajute cât ce pot și aveți posibilitate. Băiatul e cu pampers. Pampersle sunt scumpe, 7-8 lei pampersle. Am avut la o vecin de aici, am lucrat-o și mi-a dat 5 lei pentru că să iau un pampers pe ziua de azi. Am și ascunde aici, unică. Și am luat un pampers aseară și deja azi le-am pus că nu stai ud. De unde te duci, unică? Deci asta este toată situația mea. De fapt, iarna tot greu, tare greu ne-a fost. Tata mai lucrează o zi, două pe săptămână, îl ia aici un om la lucru, la tăleț. Eu nu lucrez, nu pot lucra din cauza băiatului că e bolnav. Stai cu minte, Andreanu. Sună cu șfete la grădiniță deja când ne duceam. Mai mă duc așa când mă cheamă vecina să o ajut. Mă duc și-o mai ajut așa pentru o sticlă de ulei, ceva de genul, ce s-a produs alimentar, făină, ceva. Dar așa totul pe acasă. Este foarte greu. E copilul din Ascaria? Nu, el până la vârsta de 3 ani spunea poeziile, 2-3 strofe. Da? A fost un copil foarte sănătos, nu am nimic probleme. După aia, prima dată când a căzut 3 ani, jură pe 2 luni avea. Medicii de la Salvare au zis că e epilepsie, dar... Stând un an de zile doar prin spital, la băs, la Chișinău, nici medici la Chișinău, noapte de pe stagiare, până la urmă, băiatul. Doar nădejdea și speranța al bunului Dumnezeu să-l vindeci. Nu-și foarte. E foarte trist să vezi o mamă care lacrimează. E foarte trist să vezi o mamă care plânge înaintea lui Dumnezeu pentru o bucată de pâine. Uitați-vă, preiubiților, la acești copii. Uitați-vă la durerea lor. Uitați-vă la ochișorii lor. Uitați-vă la suferința lor. Lasă-mă. Și nu aveți niciun suport acum din nicăieri, mami? Nu, soțul a plecat la România pentru că să îmbunătățească situația, dar încă nu s-a
N-a dat la lucru din cauza că a dat abia documentele și analizele le-a dat la... tot ca să poată să intre într-o fabrică la România să muncească. Și așteptam deja, ne-a rugat zi și noapte și plângeam, poate cumva de undeva să... ne-a ajute bunul Dumnezeu și să... măcar pentru copii de mâncare ceva. Stai, nenică, cum te... Gata, mă, gata. Vine cu aceea, mică. Vine cu aceea. Dar focul nu preface, că-i frig în casă. Nu preface, ieri am făcut cu două tazuri de... Nici de 10 kg ciocolăi, dar asta foarte repede se răcește în casă, mai ales la noi sticlele de la geamă sparte, de la geam tot așa, de la uși tot așa. Se răcește. Unde ești, mică? Care este într-un loc, mică? Cu ciocălăi și apoi deci la vecinul i-a chemat atunci un copac și ne-a dat vreo 3-4 de crinci la copac, ne-a dat toată iarna, ce se face, mă, asta este. Tata muncește azi două de săptămână la bilet și mai cumpără și el un pachet de orez, ceva acolo pentru copii și el să aibă la muncă. Dar așa tot e pe capul lui, mâncare, lumină, credit sunt și nu avem posibilitate. Gata. Din mâncare aveți ceva? La moment nu avem nimic, am făcut ieri ultimul pachet. Tot tata a fost aici la om și a muncit și a dat 40 lei și a fost și a luat o pâine și un pachet de greci că a fost și a luat și l-a făcut ieri și deja nici nu mai faci mâncare. Este greu și este trist să privești în dreptul lor. Majoritatea dintre noi avem totul în casele noastre, dar ei nu au nimic. Probabil că în casa voastră este cald, pe masa voastră este mâncare. Dar dacă vă uitați în casa acestei mame, veți vedea că toți dorm într-un pat. Mama cu 3 copii, cu un băiat bolnav, dorm într-un pat. E trist să auzi că nu am lemne. Tata a desfăcat niște păpușoi. Am făcut focul cu resturile. E trist să auzi că tata a lucrat ieri și i-au dat câțiva bănuți. A luat o pâine și 1 kg de hrișcă și ieri a mâncat. Și astăzi nu știu ce mânca. Mă rog zici noapte, poate băiat să vin de casă, pot să merg și eu undeva la muncă. Căci mama nu vrea să stai cu ei, că el e bolnav.
Stime, să nu, Doamne ferește, să nu moară și să mă scundă ea de mezul. Voi dormiți toți patru în compact? Da, doar pe aceea dormim toți. Eu știu. Gata, mă. Stai cu minte, bărba. Aici nu poate dormi pentru că la geam și vine foarte mult frig. Dar nu de mult, vreo două zile în urmă. O șut foarte tare copiii, ajungea aproape la pneumonie fetele și băiat tot așa. Fetele deja s-au mai vindecat tot. Medicamente, ceaia, din buruiene și... Băi, deja tot e mai bine, dar băiatul tot și ăștia e răcit. Merge cineva la școală? El e vârstă de școală, clasa 5, dar nu merge, din motiv că e bolnav. Mă duc eu odată, două ori pe lună, că n-am posibilitate. Dar înțelegeți, el îi caută braț, el e bolnav, dar el are 12 ani, e foarte greu să-l duci în braț. El merge 2-3 pași, el spune jos, deja nu mai poate. I-am zis cumva, poate să-l scoate de la școală, că degeaba mă duc nici în clasă, nu mă duc măcar la ei, colegi lui. Dar într-un cabinet apart stă și să joacă, nimic altceva, să iei pe geam, să iasă afară. Nu poate să-l scoată, că e obligatoriu să îmi măcar nouă clasă și atât. Și când am posibilitate, mă duc, dar de mult n-am fost, anul acesta din septembrie n-am fost nici o zi încă. Lui tot îi se mai face rău, ba fetele tușesc, ba îmi spun la ora 9 să fiu la școală, ieri la ora 9 deja ajung la grădiniță. Mă vin acasă, până la îmbrac, azi stă la ora 10. Gata, mă mic, fieți cu mici, ai mă mic. E mai mare, Gabi, în clasa întâia la anul. Și e foarte greu de asta și am apelat la ajutor dumneavoastră și... Gata, fiți cu mici, și mă mic, îl scot cu mine, gata. Gabi, ăla, fii cu mici, mă mic, și tu. Mama. Poate vii să-și cum aici. Gata, mamă. Și mă doare. Dar voi câți ani ișoareți? Câți ani șoareți? Eu. Câți? 4. 5, mamă. 6 și 5. Și cum vă cheamă? Tabia. Eu, Daria. Daria. La școală, cum vă duceți? Anul. La anul. Asta cum e plice. Mamă, am văzut durerea, acum mergem la afară ca să mulțumești Domnului că probabil că am descărcat deja totul. Aseară când te-am sunat, ce ai făcut? Am început brusc apoi, m-am așteptat. Nu am văzut că atâta timp a trecut și nu m-a sunat. Așa, nu când pierd o zi de astea, dar mă rugam totuși, poate într-o zi o să veniți. Și aseară când am văzut, m-a sunat, fetele, zic, mama, dar de ce plânge? Eu îi zic, o sunat, chiochea, că mai vine la noi să ne aducă de mâncare. A început sara în sus, mă spuneți, Doamne, că ne-a să ne aducă de mâncare. Dar tu când ai scris? Anul trecut ai scris încă ce? Nu, acum am scris, în ianuarie. În ianuarie ai scris? Da. Pe la sfârșit n-am scris. Da, dar tu ești mai departe. Da, știu. Ești Chișinău, aproape 200 de kilometri. Îmi trebuie numai 100 de euro pentru motorină. Și voi v-ați bucurat când mama v-a spus că noi venim la voi? Da. Dar ne-ați așteptat? Da, cum vă rugați mie la Domnul Iisus să vină? Să aducă de mâncare. Ia spune tu cărtare. Cum te-ai rugat? Cum? Îmi spune în genunchi și te-ai rugat de mine.
Arată-mi, Ioana, arată. Cum te-ai rugat și cum te-ai pus în genunchi? Hai, cum te-ai pus în genunchi? Așa, și cum părei mânuțele. Și așa a pus mânuțele? Da, mămică. Așa, și cum te-ai rugat? Ce spuneai? Ce spuneai, mămică? Ții minte? Ții minte, mă. Cum te-ai rugat? Hai, ce-ai spune. Spus? Ce spuneai, mămică? Doamne. Uite acolo. Doamne. Așa. Și ce mi-ai zis? Ce mi-ai spus? Fraților, uitați-vă cum se roagă această fetiță. Uitați-vă cum stă în genunchi și cere o bucată de pâine de la Dumnezeu. Credeți că și Tatăl Ceresc nu aude și nu vede rugăciunea acestui copil? Ba da, rugăciunea acestui copil a fost auzită și ne-a trimis pe noi cu darurile voastre, a unor prieteni care au avut milă, au avut încredere în Dumnezeu, în noi și ne-au încredințat darul lor. De aceea, mâine ai putea să fii tu care să ajuți o familie. Mâine ai putea să ai tu credință în Dumnezeu, să ai milă și să ne oferi darul tău pentru a transmite și altor copii ca și aceștia. În care casă vom intra săptămâna, luna viitoare, depinde de voi și de Dumnezeu. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze în mit. Haideți să mergem afară, să mulțumiți Domnului. Și noi mergem și noi. Da. Haideți să duceți în țara Raiului, că nu... Stai mică. Azi eu rămân pe Adrianu. Așa, în patru este, voi toți patru dormiți. Da. Fetițele, afară voi nu ieșiți, așa? Noi ne-l-am rămas bun și vă spunem la revedere. Și să vă bucurați și să-i mulțumiți Domnului, bine? Da. Și trebuie să zic, mulțumesc, Doamne. Când i-ai adus? Mi-a adus. Producții de mâncare, haine, încălțăminte, bicicletă. Și bicicletă. Bicicletă afară este. Hai, dacă vreți, îmbrăcați-vă repede și să facem o poză cu voi. Hai. Hai. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest ajutor și ne-au ajutat. Și să-ți dăi Bunul Dumnezeu mult sănătate, pace și numai bine. Mă mulțumesc dumneavoastră că ați venit. În tot sufletul, în toată inima vă mulțumim pentru tot ce ne-ați adus. Vă dăi Domnul mult sănătate și numai bine. Vă mulțumesc că Domnul, că v-a îndrumat și ați venit la noi și ne-a ajutat. Și vă dăi Dumnezeu sănătate la toți, la toată lumea care au contribuit la acest ajutor. Și Dumnezeu să vă păzească de toate primejdele. Și mulțumim cu toată inima că suntem foarte bucuroși, că tare ne era greu să avem ce face mâncare la copii. Mulțumim foarte mult la toată lumea, să Domnului și nevoastră, să vă fie familie la toți sănătoasă și să vă păzați tot de toate primejdele. Hai spune-ți un mic și voi repede. Hai spune. Da. Hai să mă mic. Nu vă chiar ușurim bun. Hai, nu vă rășunați un minut. Nu vă chiar ușurim, Gabriel, al scutii. E de somn. Nu adun. Dar nu aveau somn, ca să vii la noi oarte, ca să ne vii, ne aduc producte, ne dai idei, ajutor. La un vechi, la un luai, cum le rușine. Ce-i mă mică cu tine, mă mică? Ce-i mă?
Da. Mamă, scumpă, nu am rămas bun, vă dăm de mine, vă spunem la revedere și cu Domnul. Mulțumesc, este pace Domnului și pace dumneavoastră. Și haide, pa, cameră, pa, ca. La revedere. La revedere. Amus, ia așa curuzul. Hai vin pace. La dulcere. Domnul, pace viețile noastre. Slăviți fie Domnul că este Cel care a venit, a lăsat împărăția sa, a lăsat cerul său sublim și a venit pentru noi păcătoșii care a murit la cruce pentru fiecare dintre noi, în primul rând pentru mine și pentru dumneavoastră, pentru fiecare pe acest pământ, ca să ne împace cu Tatăl Ceresc. Tot ce a avut mai scump Tatăl Ceresc în dragostea și în mila Lui ne-a dat pe Fiul Său, cine crede în El, să nu piară și să aibă viață veșnică. Ei încă azi nu au mâncat sărași. Eu de pâinea ca ieri. Încă nu au mâncat. Ei încă azi nu au mâncat. Tot așteptăm amuși, ne punem să facem ceva. Încă nu au mâncat. Și ea că acum. E stare greutăți, mă. Ei încă azi nu au mâncat sărași. Ei încă azi nu au mâncat sărași. Că ați venit și ați intrat pe la mine, de mult v-am așteptat. Mă scuzați, am emoții. De mică sunt orfană.